O să facem la primăria Sebeș, că așa o să facem o să facem un sondaj și o să-l facem cât de repede acest sondaj. Și cum se va desfășura acest sondaj? Ați tot vorbit despre el în rândul cetățenilor, cum, când? Mă fac să spun ceva și nu vreau păi să spun. Păi un sondaj se face în rândul cetățenilor, pentru că asta sondăm, dorința dânșilor de a alege ceva. Nu mai discut de cine candidează, de ăla care e acum primar. Am înțeles că proiecte europene nu are niciunul în Sebeș, deci niciunul, pentru că nu i-am dat de-o voie. Dar cine intră pe acest sondaj? Niște nume care vor fi supuse sondajului? Deci vor intra cei care o să știm că o să candideze. De la noi sigur va intra în acest sondaj domnul Dorin Nistor și de la ei o să vedem cine candidează, că încă nu știm. De la USL nu știm cine candidează. Domnul Mugurel, care a fost la prietenul lui cu ouțele, cu găinile ouătoare. Și de la dumneavoastră doar Dorin Nistor? Era da, vorba de noi, și de Clemen Negruțiu. Nu, domnul Clemen Negruțiu, are altceva de făcut și niciodată n-a dorit. Într-o chestiune de genul ăsta, și trebuie să înțelegeți, trebuie să vrei tu prima dată. Deci tu, ca om, trebuie să vrei să candidezi sau să vrei să faci ceva. Chestiunile astea că te trimite partidul și astea sunt chestii de, apuse de mult, voi nu le-ați simțit, eu le-am simțit. Și nu mai vrem nici măcar să povestim. La Sebeș, cine candidează a hotărât și hotărăște organizația locală și ei deja au hotărât. Așa. Și-au hotărât pe domnul Nistor, se va duce, vom merge cu el. Deci, asta este această etapă. Deci ei hotărăsc. Nu hotărăște nici Hava, nici Dumitrel, nici Pere și nici BPN-ul. Sau BPJ-ul. BPJ-ul ia notă de așa ceva. Ei hotărăsc pentru că ei își fac campania, ei muncesc acolo, ei stau cu cetățeanul de vorbă. Noi mergem din când în când. Deci, asta este un lucru de democrație în partid și la noi tot timpul a fost lucrul ăsta. Indiferent de ce s-a dorit să se vadă afară. Mulțumim frumos! Și-o